Mini-vacanța de 1 mai s-a încheiat, iar hotelierii și proprietarii de pensiuni trag linie. Anul acesta, pe litoral, au fost aproximativ 30.000 de turiști, comparativ cu anii trecuți, când numărul celor care au preferat stațiunile de pe litoralul românesc a fost ceva mai ridicat. A devenit deja o tradiție ca ziua de 1 mai să fie petrecută la mare. Cum în acest an sărbătorile pascale au coincis cu aceasta, România a avut parte de o mini-vacanță. Însă, pentru unii hotelieri nu a fost un lucru benefic faptul că cele două sărbători au coincis, deoarece încasările au scăzut față de anul trecut. O posibilă cauză ar fi și faptul că mulți români au ales să petreacă Paștele în familie ori peste hotare. Noi, cei care ne-am străduit să creăm un eveniment de bună deschidere a sezonului pe litoral, rezultatele ne mulțumesc. E adevărat, nu am avut un număr de turiști atât de mare precum s-a întâmplat în ultimii ani. Ne-am așteptat la acest impact al faptului că a fost un weekend totuși pascal și mulți dintre turiștii noștri au ales și varianta de a petrece sărbătorile de Paște în familie. Pentru noi însă era foarte important să avem stațiunile pregătite, să avem un prim test pentru deschiderea unităților de cazare, a cluburilor, a teraselor, pentru a vedea cum s-au pregătit autoritățile locale. Trebuie să spunem că am avut stațiuni pregătite, Primăria Constanța de această dată din nou în topul pregătirilor. Au fost turiști în toate stațiunile, dar mai ales în Vama Veche și în Mamaia. Este adevărat, cei tineri și foarte tineri au petrecut mai mult la evenimentele de muzică electronică și în cluburi. Unii dintre ei s-au aventurat și în mare. A fost un weekend frumos pentru noi, un start bun pentru deschiderea sezonului. Pornim cu dreptul și ne pregătim pentru primele evenimente ale sezonului. Ce ne puteți spune despre controlele ANAF care au avut loc în weekend? Credeți că acest fapt a dăunat turiștilor care au fost pe litoral? Adică s-au îndreptat mai mult spre vamă sau au stat mai mult în camere sau... Sigur, nu ne-am fi dorit controle din partea ANAF-ului în chiar primul weekend de deschidere. Înțeleg că s-au întâmplat exact în seara în care era, practic, cel mai mare număr de turiști pe care și-au rezervat mese sau locuri la acele evenimente. Nu este un start bun pentru acești operatori economici. Cred că aceste controle se pot desfășura și în afara perioadelor de foarte mare flux turistic. Pentru noi, repet, era un weekend cu foarte mari eforturi, un weekend cu primii noștri turiști, un weekend în care ne-am dorit să ieșim bine. Imaginea a fost una bună per ansamblu. Sigur că acolo unde sunt probleme, instituțiile statului pot să verifice și își vor face treaba. Important este că avem un trend foarte bun de imagine pentru litoralul românesc. Important este că turiștii români iau în considerare litoralul pentru vacanța lor de vară din acest an. România destinație sigură, litoralul românesc destinație în vogă pentru această vară și pentru noi este ceea ce contează cel mai mult. Străinii au preferat stațiunea Mamaia pentru cele trei festivaluri de muzică electronică. Cele mai aglomerate stațiuni de pe litoralul românesc au fost Vama Veche și Mamaia. Proprietarii de cluburi și de terase spun că așteptările au fost mai mari decât realizările. Am avut trei zile de distracție cu care am debutat în noul sezon estival. Comparativ, probabil că cu alte sezoane a picat fix și cu Paștele. Probabil că s-a simțit undeva lipsa turiștilor, dar am fost ok și cu turiștii. Ținând cont că au fost 3 zile de distracție, în fiecare seară am fost mulțumit de prezența, de numărul de turiști care au fost în club. Lumea s-a plimbat, a venit foarte multă lume, deci a fost exact ca un 15 august. Am fost pregătiți exact ca un 15 august, dar nu prea s-a ridicat la așteptările noastre. Ne-am fost pregătiți din toate punctele de vedere, ne-am pus șezlonguri pe plajă, ne-am burdușit restaurantul numai cu marfă și bere și să fie totul ok, dar lumea doar s-a plimbat, să nu spun de mâncare, că n-am mâncat. Nu prea s-a consumat. Bere, în schimb, s-a băut. Această vacanță de 1 mai a fost un pic mai liniștită ca altele. S-a observat acest lucru și la restaurante, la colegii noștri, și la cei care au tot felul de suveniruri și alte chioșculețe pe aici. La cazare, cel puțin la noi în hostel, a fost 100% ocupare. Au fost alte pensiuni și hoteluri și hosteluri despre care am auzit că au mai avut câte o cameră, două libere, ceea ce nu s-a întâmplat în alți ani. Una peste alta, cred că așteptările au fost mai mari decât realizările, dar
n-a fost niciun caz rău. Patronii din turism spun că încasările realizate în această mini-vacanță au fost mai mici decât cele de anul trecut, iar faptul că sărbătorile pascale și 1 mai au fost în același timp a constituit un dezavantaj pentru ei.